Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Prințul Jumon, episodul 51. Jumon atacă armata de fier, iar guvernatorul Hyunto este grav rănit și abia reușește să scape cu viață. În urma acestui conflict, căpetenia tribului Shangshun hotărăște să se alăture armatei Damul, devenind un aliat de nădejde. Această alianță permite armatei Damul să preia controlul asupra minei de fier, o resursă deosebit de prețioasă pentru viitorul lor. Între timp, Seolan o obligă pe domnița Y-Soia să muncească cot la cot cu celelalte servitoare, într-un act de răzbunare motivat de propria ei incapacitate de a rămâne însărcinată. Jumon începe să organizeze cu minuțiozitate armata și acordă titluri oamenilor săi de încredere, pe baza calităților și abilităților fiecăruia. În acest context, Marei și Hyeopbo sunt trimiși de Jumon pentru a oferi protecție tribului Kieru. Cu toate acestea, Soseono își dă seama că nu este momentul potrivit pentru a accepta această ofertă, temându-se de un posibil atac din partea inamicilor, Puyo și Han. Pe de altă parte, preoteasa Yomieul pregătește un ritual special de purificare pentru Jumon. În timpul acestui ritual, are loc o eclipsă totală de soare, care provoacă o stare de neliniște atât în palatul Puyo, cât și în tabăra lui Jumon. Acest eveniment astral adâncește tensiunile existente și amplifică temerile cu privire la viitor. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.